Ce ar trebui făcut pentru ca România să fie o țară fericită? M-au întrebat colegii de la radio, iar eu v-am întrebat pe voi, ascultătorii și prietenii mei. 300 de răspunsuri mai târziu rezultă că avem nevoie de educație. Normal, de la asta pornește tot. Interesant că toți știm că e nevoie de educație, doar că guvernele României mențin încăpățânate același sistem osificat și ineficient de decenii întregi. Ar trebui să ne întrebăm de ce. 2. Meritocrație. Posturile de decizie să fie ocupate doar prin concursuri corecte, nu prin numiri politice de către diversi sinecuriști nepricepuți. 3. Legi corecte și clare și respect față de lege. Justiția este structura de rezistență fără de care nicio țară nu poate funcționa corect. 4. Să votăm. Dacă votează doar clientela politică, atunci vom avea doar partide care reprezintă interesele clientelei politice. Dacă pe piața electorală va exista cerere masivă pentru politicieni cinstiți și competenți, atunci inevitabil va apărea și oferta de politicieni cinstiți și competenți. 5. Exemplul personal. Dacă fiecare dintre noi am face mereu ce-i corect și cinstit, lucrurile ar merge semnificativ mai bine, nu credeți? 6. Mai multă încredere în noi înșine. Suntem mai bine ca acum 20 de ani și mult mai bine ca acum 40 de ani. Trebuie doar să corectăm ce nu merge cum trebuie. În fine, 7 și nu în ultimul rând, avem nevoie de mai multă dragoste față de țara noastră, dar și față de noi, cei care am moștenit-o, o folosim și va trebui să o lăsăm urmașilor.